Cu datorii la finanțe și foști jucători și antrenori, Forest a început noua ediție de campionat cu un eșec usturător în deplasarea de la Ripensia Timișoara. Cât timp există perspective cu privire la remedierea situației, conducerea clubului a preferat să abordeze primele etape ale sezonului cu juniorii A antrenați de Florin Cristescu. Între timp sunt în continuare purtate discuții cu persoane interesate să investească la Foresta, dar se încearcă și eșalonarea datorilor către finanțe în baza contractului privind banii pe care clubul îi va încasa de la federație pentru drepturile de televizare. În caz de reușită, Foresta ar putea accesa finanțarea de la primărie și mai are la dispoziție câteva săptămâni pentru aducerea unor jucători cu experiență. Au apărut noi persoane care și-au arătat disponibilitatea de a veni la Foresta și de a redresa situația echipei și pentru acest motiv am decis să începem campionatul așa cum l-am început. Am vorbit cu oficiale Federației Române de Fotbal, i-am rugat să ne pună la dispoziție contractul de televizare. Aceștia mi-au comunicat că nu a fost încă semnat, dar că în momentul în care vor intra în posesia lui și va fi semnat, ne va trimite și nouă un exemplar, să putem merge la finanțe și cu bunurile pe care am dorit să le punem gaj prima dată, cu acel contract de finanțare pentru drepturile TV, să încercăm eșalonarea datoriilor. Fac din nou apel pe această cale către domnul director Petrică Ropotă, către domnul primar, către Consiliul Local, către toți oamenii care ne pot ajuta să reușim să facem un efort colectiv să rezolvăm această problemă.